Într-un cadru festiv, actorul Valer de la Chieza a primit distinția acordată de președintele României. Articolul unic. Se conferă Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler maestrului Valerică Niculescu de la Chieza, Valer de la Chieza, societar de onoare al Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova. Este o personalitate artistică care a adunat în fișa lui de creație nenumărate roluri pe care le-a realizat excepțional, a obținut de asemenea nenumărate premii de creație. Valer de la Chieza este unul din cei care merită cu prisosință să facă parte din familia foarte restrânsă a celor care constituie materia ordinelor naționale. Copilăria, adolescența, maturitatea și bătrânețea le-am făcut toate având sub picioare aceeași scândură a naționalului Craiovean. Adică sunt ca o babă. Adică am intrat în teatru în pantalon scurt și am ieșit în baston la pensie. Valer de la Chieza, pe numele său Valerică Niculescu de la Chieza, a debutat pe scena craioveană în anul 1968. De-a lungul carierei sale a interpretat peste 100 de roluri și a colaborat cu regizori celebri ai scenei românești, printre care Silviu Purcărete, Vlad Mugur sau Tompa Gabor. În anul 2000 a primit premiul Uniter pentru rolul Trufaldino din piesa Slugă la doi stăpâni de Carlo Goldoni în regia lui Vlad Mugur. Și tot cu această ocazie a fost declarat cel mai bun actor al anului de către Asociația Internațională a Criticilor de Teatru din România. Începând cu anul 2004, este numit societar de onoare al Teatrului Național din Craiova. În anul 2012, îi se decernează premiul Uniter pentru întreaga activitate.